povești din Warcraft. Că tot s-a lansat Burning Crusade Classic, astăzi o să continuăm povestea unuia din personajele principale din acest expansion, și anume povestea lui Kael'thas Sunstrider, partea a doua. My people lost everything. Their light was extinguished, replaced by a hunger for magic and vengeance. După ce Illidan eșuează să distrugă The Frozen Throne, acesta este salvat de către Lady Vash și Kael'thas și se retrag în Outland, unde îl detronează pe Mactheredon, un Pit Lord foarte puternic, împreună cu Akama și restul de Broken Draenei. Ca să înțelegeți, Outland a fost cu mulți ani înainte Draenor, casa orcilor. După ce orcii au fost corupți de sângele lui Menroth, un alt Pit Lord, aceștia au fost folosiți ca sclavi ai legiunii, iar Kil'jaeden, în setea lui de a ucide pe profetul Velen, ce a fugit de pe Argus pe Draenor, îi va folosi pe orci pentru a eradica această rasă. Deși profetul Velen a fugit din nou și ajunge în Azeroth, o parte din rasa Draenei a rămas în Outland, unde, datorită magiei demonice, s-au transformat în Broken Draenei. Iar unul dintre aceștia a fost Akama. Chiar dacă Akama l-a ajutat pe Illidan să recupereze Black Temple, acesta va aștepta momentul să îl trădeze pe Illidan. Considerând că acesta nu este nimic altceva decât un alt demon, ci și-a însușit Templul Negru pentru el. Then came Illidan, the one they call a betrayer, the enemy of my enemy. Mactheredon lures scores of hapless demons through them daily. Then we must seal them permanently. We helped him seal the portals of Outland and cut off the Legion's reinforcements. We fought with renewed strength, and together we reclaimed our sacred ground. I think part of me knew, even then, that the Black Temple had only traded one evil master for another. I prefer to remember the temple as it used to be, not the abomination it has become. My soul bears the burden of my misjudgment. But în setea lui pentru magie, o parte din Blood Elf împreună cu Kael'thas Sunstrider s-au dus în Netherstorm, în Thameskip, unde acesta își va pierde mințile, consumând magia demonică. Noi îi punem piept lui Kael'thas, ba chiar acesta se aliază din nou cu Legiunea Arzătoare. După ce îl învingem în Thameskip, preoteasa de Rissa îl readuce la viață după ce îi introduce o piatră demonică în piept, dar cu un preț mult prea mare. Pielea îi se va schimba, iar influența demonică a crescut asupra lui și este mult mai vizibilă. După acest lucru, Kael'thas încearcă să-l readucă pe Kil'jaeden prin resturile din Sunwell, cu ajutorul lui Anvina, ce era puterea cea mai rămas din Sunwell, dar eroi ai Alianței și ai Hoardei l-au împins înapoi pe Kil'jaeden prin portal, și Velen folosește o parte din energia lui Muru pentru a reporni Sunwell, și după mulți ani Sunwell a fost din nou repornită și purificată, iar Blood Elfii și-au recăpătat magia ce le-a fost luată de către Scourge. Bleed this wretched world and secure my place as the true master of the Burning Legion. The end has come. Let the unraveling of this world commence. What have you done? What have you done? My demise accomplishes nothing. The master will have you. You will drown in your own blood. The world shall burn. Anii au trecut și după ce legiunea s-a reîntors, de data aceasta i-am oprit din nou pe Kil'jaeden și pe Archimonde, ba chiar și pe titanul căzut Sargeras.
Ne ducem în Shadowlands după ce Sylvanas l-a învins pe Lich King și a rupt Helm of Damnation. În două, acest lucru a conectat lumea din Azeroth cu lumea morților din Shadowlands. Iar acest lucru face să ne reîntâlnim cu o parte din personajele din WoW ce au murit de-a lungul timpului. Printre aceste personaje este și Kael'tha Sunstrider, ce dincolo de moarte vrea să se răzbune împotriva celor ce i-au măcelărit oamenii și Kael'tha să încearcă să-l confunde pe Kel'Thuzar, mai ales după ce Sunwell a fost distrusă din cauza lui, pentru a fi readus la viață de către Arthas Menethil. Why are you sending Anima to Mount Jaxus? Who do you serve? Answer me! You cannot stop my master. He is allied with the Banished One himself. Who? Who is your master? I serve the mighty Kel'Thuzad, and he will conquer all of... I will... Kel'Thuzad, the defiler of the Sunwell. At last, I will claim justice for Silvermoon! Meddlers! You dare strike down my underling? No matter. The House of Rituals serves my will. Should you be so bold, face me there! I will make Kel'Thuzad pay for what he's done! Baroness Draka, I insist you escort me to Mount Draxus at once! Do not make demands of... Din păcate, Kael'Thas nu reușește să se răzbune și acesta încearcă să ajungă în Maldraxxus pentru a pune piept din nou lui Kel'Thuzar. Iar aici se termină povestea lui Kael'Tha Sunstrider, cel puțin pentru moment, deși cu un trecut tumultuos, acest prinț ce a vrut doar binele poporului său, dar după a fost cuprins de nebunie și de sete de magie, ce a tulburat mințile, vom vedea ce se va întâmpla cu el în Shadowlands. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să crească acest canal. Până data viitoare, for Azeroth, for the Alliance, for the Horde, salut!